o să deschideți cu toții la cartea Iov. Vă citim din Iov, capitolul 42, de la versetul 1 la versetul 6. Iov 42, de la versetul 1 la versetul 6. Iov a răspuns Domnului și a zis: știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care nebunia, zice Dumnezeu, să-mi întunece planurile? Și Iov răspunde: da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi, zice Domnul, te voi întreba și mă vei învăța. Și eu vă întrerupe pe Dumnezeu zicând: urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Amin. Tatăl din cerul, te rog să fii cu noi. Doamne, e vorba de tine și numai de tine. De aceea te rog să ne cercetezi pe fiecare dintre noi în numele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să ne recupați, Domnul. Să vă revăd. Am calculat că dacă nu venim în septembrie până în noiembrie, cel puțin, nu mai reușim să plecăm. Și aici mă refer la tine, mă refer și la mine. Așa că am făcut tot posibilul să venim. Ne bucurăm că suntem în locul acesta. Domnul să vă binecuvinteze! Amin. În această dimineață am un mesaj cât se poate de serios. E vorba despre biserica de aici, e vorba despre lucrarea care se întâmplă aici. Și în același timp, un apel la profunzime. De ce un apel la profunzime? Pentru că avem de-a face cu Dumnezeu. Nouă ni se pare copleșitor când te întâlnești cu un medic specialist, un medic deștept, un medic care stăpânește știința medicinei, când vede multe într-o singură radiografie sau rezultate pe care noi nu știm să le citim. Și mi se pare câteodată copleșitor când stai cu un om care e foarte deștept. Dar noi nu vorbim de un om aici, ci vorbim de Dumnezeu. Care este dincolo de medicină, dincolo de orice știință, dincolo de orice capacitate mentală. Este Cel care a creat știința, este Cel care a creat omul, este Cel care a creat mintea, este Cel care a creat toate lucrurile. Chiar dacă unii se pare sub microscop că sunt copleșitoare, ele la rândul lor. Și de asta este un apel la profunzime. Pentru că lucrurile nu sunt ușoare. În același timp trebuie să adânci, pentru că Dumnezeu le face totdeauna în felul acesta. Am o întrebare. Am mai multe întrebări în dimineața aceasta. Și întrebarea pe care vreau să o pun este următoarea. Ce credeți că gândește sau simte un om care află că are cancer într-o fază avansată? În diverse perioade ale vieții, și mă gândesc la voi, de exemplu, contează mult cum arăți când ieși din casă. Dacă râde cineva de tine la școală sau într-o anumită circunstanță sau nu, ce părere au alții? Stai și te întrebi. Oare eu la ce voi fi bun? Care e rolul meu? Care e importanța mea? Cine mă va lua? Le-ai întrebat Paula asta, cine te va lua? Dar când vine medicul și zice ai cancer și practic îți dai seama că nu mai e altceva de făcut decât de murit sau de supraviețuit. Știți ce tare se schimbă perspectiva? Săptămâna aceasta am vorbit cu două persoane, practic, dar e aceeași situație. Și au în familie pe cineva care are cancer. Nu-i descoperit de mult timp și situația este foarte grea. Foarte grea. Și sunt oameni, cum să vă spun, importanți într-un anumit fel. Și au spus următoarele lucruri.
Ne-am epuizat toate resursele. Avem relații în străinătate și cu spitale din străinătate. Am scris peste tot. Am căutat peste tot. Și n-am primit niciun răspuns. Și suntem în faza în care suntem gata să acceptăm orice. Pentru că nu mai știm ce să facem. Ce frumos este că familia e unită. E vorba despre sos, soție și mari, și copiii mari, căsătoriți. E vorba despre o noră. Și copiii căsătoriți. Sunt oameni, ce să vă spun, oameni culți. Profesoare de pian, teologi, deci oameni așezați. Și ce fain e că suniți ca familie. Și, deci nu-i doar în familia nu știu care, toți ca neamă suniți. Și s-au strâns în jurul acestei situații și caută să facă tot ce este mai bine. Și acum vreau să vă pun o întrebare foarte grea. Când nu mai ai nicio variantă, e un lucru bun sau e un lucru rău? E o întrebare foarte grea, pentru că teorie noi putem vorbi, dar probabil la urmă ne referim la realitatea care este. Și nu vorbim doar de fata aceasta care este bolnavă, și vorbim de situația prin care noi trecem. Când ajunge situația în care nu mai ai nicio variantă, e un lucru bun sau un lucru rău? Fizic e rău. Dar spiritual e bun. E greu. E oribil. Te rupe în două și în trei. Dar e bun. De ce e bun? Pentru că niciodată nu-L poți vedea mai tare pe Dumnezeu. Ca atunci. Spunea cineva o chestie, n-am încercat-o, sincer vă spun, am încercat, nici n-am trebuit să încerc. Că dacă faci o groapă foarte adâncă, chiar dacă ești în miezul zilei, poți să vezi stelele. N-am încercat. Mi-e greu să-ți sap groapa. Aș încerca-o, dar să-mi dea cineva o groapă deja făcută. Dar ce vă spune imaginea aceasta și ideea aceasta? O întrebare simplă de data asta. Când ne schimbăm cel mai mult? La bucurie? Sau la necas? La necas. De ce? Da. De ce la necas ne apropiem cel mai mult de Dumnezeu? Ne vedem neputința. Pentru că ne vedem neputința. Frați și surori din Biserica Berința, eu vă spun cu pace, vă spun acum. Perioada prin care treceți dumneavoastră e o perioadă bună. Să știți. Perioada prin care treceți e o perioadă bună. Vreau să vă spun vreau să specific un lucru. Știu că doriți un păstor și știu că așteptați un păstor și de-abia așteptați să vină un păstor. Dar fiți foarte atenți că situațiile astea, de-a un dat, creează foarte multe cârlige care, când vine păstorul, toate pe el. Și el e un om. Nu Iisus Hristos. Și perioada asta e cea mai bună de plâns. De plecat genunchi înaintea lui Dumnezeu și de descoperit ceea ce este Dumnezeu. Pentru că, așa cum spunea și fratele Dan, dacă este cineva stăpân al bisericii, este Dumnezeu. Cu păstor sau fără păstor. Și trebuie să fie o realitate spirituală care trebuie să se așeze. Sunt niște temelii, sunt niște stâlpi care trebuie să se cimenteze, care trebuie să fie simțiți. Și când va veni perioada bună,
Perioada aia în care nu mai e durere și nu mai e plâns. Momentele astea n-au voie să fie uitate. Că omul care va fi, sau păstor, sau zicem că vorbim de, nu știu, de ce moment în care va fi sau este păstor, da? Dumneavoastră știți că înainte de el a fost Domnul. Că în timpul lui este Domnul și că și dacă n-a fi și nici el, e tot Domnul. Și e foarte important ca poziția sau postura, statutul pe care Dumnezeu trebuie să-l aibă, să-l simțim cu adevărat în toată ființa noastră. Povestea lui Iov o cunoașteți. Dar dincolo de povestea asta, sau în dreptul acestei povești, pentru că sunteți aici oameni care cunoaște Scripturile. Și știți să faceți o analiză și sunt sigur că deja din cartea Iov ați extras concluzii. Am o întrebare, dar vă rog tare mult să răspundeți cu înțelepciune. Dacă ați fi fost în perioada de mijloc al cărții Iov, acolo, prezent, să dăm timpul înapoi și să ai posibilitatea să te transporți în timp, da? Să te duci acolo. Am o întrebare. Ce sfat i-ați fi dat lui Iov în momentele în care era foarte deznădăjduit? Vă rog tare mult să spuneți cu voce tare. Ce sfat i-ați fi dat lui Iov în momentele ăla în care își plângea de milă? Să nu-ți plângi de milă niciodată. Ziceți. Să se încreadă în Domnul. Alte variante? Toate spune. Cum? Privirea spre Domnul. Mi-e ușor să citesc cartea Iov, pentru că am începutul și sfârșitul ei. Începutul este o imagine care, de fapt, e foarte importantă pentru orice situație din viața noastră. Știți care este imaginea? Că eu am, în prima parte a cărții, chiar în primul capitol, am scena cerească și cea pământească. Este un dialog dintre Dumnezeu și diavol și după aceste experiențe pe care o are Iov. Da? E ușor să interpretezi experiența pe care o are Iov, pentru că ai auzit dialogul. Imagini similare mai sunt. De exemplu, pe vremea prorocului Mica. Zice Scriptura că s-a făcut o ședință în cer. Comitet. S-a făcut o ședință în cer. Și s-a discutat despre situația din poporul Israel din punct de vedere spiritual. Și Dumnezeu pune întrebarea, ce facem? Și vine un duh de minciună și zice, mă duc eu. Du-te tu. Și practic, ai scena cerească, dar pe plan pământesc, ce se întâmpla de fapt? Erau tot fel de proroci care erau mincinoși. Împăratul la rândul lui nici el nu mai știa ce să creadă, pentru că ai 10 oameni care zic într-un fel și ai unul care e negativist. Nu știi de cine s-a spus. Păi nu, așa ascultat de ăștia 10, că e mai simplu. Dar ăștia erau mincinoși. Și când nu cunoști sfera cerească, e foarte greu să interpretezi scena pământească. Și noi suntem în scena pământească. Și dacă eu pun întrebarea, ce se discută în cer despre biruința? Ce se discută în cer între Dumnezeu? Până la urmă, poate mă gândesc și frate Daniel acolo. Ce se discută în cer despre situația de pe pământ? O, nu știm. Și totuși, este o discuție acolo. Și este un Dumnezeu acolo. Altă întrebare. Îmi place să întreb oamenii care știu Biblia. Care e logica pe care o folosește Dumnezeu, că eu are o problemă și o cunoașteți. Îi sărac total în momentul ăla. Îi bolnav fizic, o boală incredibil de grea. Și nu mai are nimic. Nici copii. Care e logica argumentului lui Dumnezeu? Că vine și vorbește despre natură și despre animale. Care e logica argumentului pe care îl folosește Dumnezeu în privința lui Iov? Pentru că, în mod normal, te deduci la un om bolnav, eu așa știu, că mă duc și eu la spital și la bolnav. Eu vorbesc de boala lor. Nu te duci la un bolnav și spui, am văzut o căprioară incredibil de frumoasă. Pare, deosebită. Pa, și ce păsări. Pare. Ați văzut cum a crescut iarba? Dacă ai 3 capitole de genul ăsta, o să zic că un bolnav, stai, s-ar uita pe geam, pentru mine sau pentru... Care e logica argumentului lui Dumnezeu?
Asta e o variantă. Hai să vă ajut. Avem un text similar în Matei, capitolul 6. Uitați-vă la păsările cerului. Uitați-vă la crinii de pe câmp. Ei nu torc, nu țes. Doamne, ce faci aici? Biologie? Nu. Nu fac biologie. Uitați-vă la toate acestea, pentru că dincolo de ele este un mesaj. Care mesaj? Că Dumnezeu poartă de grijă și domină peste toate lucrurile. Și vine Dumnezeu înaintea lui Iov și zice, eu te întreb și tu să mă înveți. Și bineînțeles că e un argument de fapt foarte interesant. Pentru că prin ele Dumnezeu îi spune, uite, fulgerul se duce și nu ai tras tu cu greionul unde să meargă, eu am făcut-o. Și textul cunoaște și pe acela, dar pe mine, de exemplu, ce m-a copleșit legat de textul acela sau de capitolul acelea, este că la un moment dat Dumnezeu zice așa. Zice, sunt zone pe pământul acesta de natură pe care voi nu le știți, oamenii. N-ați ajuns încă chiar până acolo. Este o iarbă care crește undeva unde omul n-a ajuns. Și zice, eu mă îngrijesc și de locurile respective. Dar dacă stai să te gândești logic, locurile alea n-au niciun folos. Cel puțin pentru om, n-au niciun folos. Și e ca și cum Dumnezeu ar zice, mă îngrijesc chiar și de lucruri fără folos. Și vine Domnul Iisus Hristos și zice, sunt păsări care cad. Și-s multe pe munte. Prin voi, prin orașe. Și Dumnezeu știe fiecare lucru care se întâmplă și zice, cu atât mai mult. Cu atât mai mult tu, cu atât mai mult eu, cu atât mai mult noi. Suntem cunoscuți de Dumnezeu și Dumnezeu ne poartă de grijă. Problema este că Dumnezeu are niște metode care nu le înțelegem. Asta e cu totul altceva. Problema e la noi. Că sărăcia e la noi. În schimb, El este Dumnezeu dincolo de tot ceea ce se vede. Și e foarte important, dincolo de ceea ce nu mai am, de fapt, dincolo de variantele pe care nu le mai am, dincolo de puterea pe care nu mai am, să mă uit la Dumnezeu și să zic, cu toată neputința, Doamne, Tu știi. Și faptul că Tu știi, e destul. Zice versetul 2, știu că Tu poți totul. Frumos, Iov. Iov era bun la teologie, să știți. Avea o teologie bună. Și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Dar versetul 5 zice, Iov, urechea mea auzise vorbindu-se de tine. Dar acum ochiul meu te-a văzut. Și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Ceea ce vă spun această dimineață și urmează să vă spun, știți care mi-e tristețea? Că nu foarte mulți o trăiesc. Nu mulți trăiesc lucrurile acestea. Și vreau să vă spun niște lucruri în sensul acesta. Și o să mă refer într-un mod special la ceea ce trebuie să fie biserica. Și sunt două aspecte care vreau să le subliniez în această dimineață. Unu, lucrarea Duhului Sfânt. Și doi, responsabilitatea noastră. Și se mă interesează foarte mult. Că luăm lucruri, și nu mă refer la dumneavoastră, mă refer în general. Pot să zic, le-am văzut și la mine în diverse momente, le-am văzut și la Praț, în Sighet, în alte momente și așa mai departe. Mă învățăm din toate. Biserica de astăzi este Biserica lui Hristos, dar este un burete care asimilează și din obligație tot fel de lucruri. Pentru că, până la urmă, biserica este o instituție religioasă, socială, da? Comunitară, dar asimilează, de exemplu, un sistem financiar, da? Pentru că curentul și toate costă și sunt lucruri care îți cheltuieli pentru biserică. Vine iarna, trebuie căldură. Eu am observat că dacă ar fi frig în biserică, nu mai vin frații la biserică. Și este un sistem financiar pe care biserica îl absorbe ca instituție. Pe de altă parte, biserica absorbe, de exemplu, un sistem managerial. Pentru că suntem o comunitate care trebuie să fie organizată.
Dar realitatea este că atunci când te uiți în Scriptură, lucrurile sunt mult simplificate. Vezi o biserică care nu-i preocupată de clării, nu-i preocupată de programe, nu apare în Scriptură cântare și poezie și anumite aspecte, genul acesta nu zic că n-au cântat. Dar în Scriptură, când te uiți, lucrurile sunt foarte simplificate. Vedem o biserică preocupată de ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos, preocupată de ceea ce spune Duhul Sfânt și când Duhul Sfânt vorbește, ei sunt acolo. Fac voia lui Dumnezeu și se dedică întru totul lui Dumnezeu. Îl vezi pe Petru predicând în templu, îl vezi pe Petru arestând, îl vezi pe Petru ieșind din arest, mergând din nou în templu și vezi pe niște oameni dedicați și predați lui Dumnezeu. Foarte interesant, Apostolul Pavel este cel care merge prin diverse locuri și bineînțeles, caută locul în care se întâlnesc oamenii. De obicei mergeam în sinagogă, în prima fază, dar au fost și alte momente în care, zice, mergeam pe marginea râului. Nu știu, deci zici că creștinii general se adunau pe marginea râului, ca și cum ar fi știut că undeva acolo trebuie să fie creștini. Și s-a întâlnit cu copiii lui Dumnezeu, cu care s-a rugat și cu care a avut o părtășie deosebită. Dar vă rog să observați că din multe puncte de vedere care noi le avem astăzi, biserica primară era eliberată de ele. Ceea ce conta cu adevărat era călăuzirea Duhului Sfânt și de a face ceea ce spune Domnul. De ce subliniez aceste lucruri? Pentru că e foarte important, așa cred din toată inima vă zic lucrul ăsta, ca orice om, în mod normal orice frate și soră din biserică, să păstreze discernământul acestor lucruri și să le separe în continuare. Să le păstreze separate. În ce sens? Trăim prin sistem financiar, dar nu punem accent pe el. Trăim printr-un sistem managerial, dar nu punem accent pe el. La ce mă refer? Un lucru prin care, de exemplu, am trecut ani de zile, este că e o senzație, de exemplu, la un moment dat, că trebuie mai multă organizare. Că trebuie să fie lucrurile mai în detaliu studiate și mai în detaliu programate. Și, știi, e senzația aia muncii și da, trebuie să ne străduim mai mult, trebuie să facem mai mult. Și după ce organizăm toate, se întâmplă de obicei asta, ne rugăm și zicem, Doamne, binecuvintează ceea ce am făcut noi sau vrem să facem noi. Și spun cred că trebuie luate toate lucrurile celelalte, care nu le găsești neapărat în Scriptură, făcute ca să fie făcute. De calitate omenească maximă. Dar înțelegând că sunt lucruri omenești. Pentru că accentul, și ăsta e un lucru care vreau să-l pun și nu foarte mulți îl trăiesc, nu foarte mulți îl înțeleg și mai puțin au curajul să-l sfânteze cu adevărat. Să fie eliberat de foarte multe lucruri care biserica ca instituție le asimilează sau le asimilat. Și să intri în lumea Duhului. În termenii Duhului. În pasul Duhului. Și un pic la asta vreau să mă refer în această dimineață. Pentru că lucrarea Duhului, dacă aveți sau are cineva dificultatea de a interpreta lucrarea Duhului, cum lucrează Duhul, sau cum ar trebui să înțeleg lucrarea Duhului în dreptul bisericii, sau chiar în dreptul vieții personale, să știți că lucrurile se simplifică foarte tare când vezi natural cum decur lucrurile. La ce mă refer? Să te uiți pur și simplu la Domnul Iisus Hristos și să vezi cum a lucrat El. Și lucrarea e simplă, de fapt. Planul e al lui Dumnezeu. Și inițiativa chemării este tot a Lui. Că povestea e simplă, o știți. Iisus Hristos a făcut planul, deci nu ucenicii au venit și au zis putem să fim ucenicii tăi. Nu. Deci Iisus Hristos era cel cu planul. A stat toată noaptea în rugăciune. Da? A știut ce face, a știut unde este. Și a venit cu chemarea. L-a găsit pe Petru lucrând, pe Ioan lucrând, pe Iacob lucrând, pe toți ceilalți lucrând, pe alții a întâlnit în altă parte și s-a dus la ei și a spus așa. Vino după mine. Este o parte care Dumnezeu o are, este o parte care noi avem. De asta sunt două puncte.
Și Dumnezeu vine din perspectiva aceasta, dar perspectiva aceasta a chemării, a inițiativei, că Dumnezeu a inițiativa, practic o ai din geneza până în punctul respectiv, dar și după aceea. Și atunci, ce trebuie să facă omul? Să intre în aceste planuri. Dar e foarte important de descoperit aceste planuri. Și vine Dumnezeu și face chemarea. Și acum Petru și Ioan și ceilalți se iau și se duc după Domnul Iisus Hristos. Săptămâna aceasta am avut eu nevoie să citesc Luca 5, Pescuirea minunată, pentru că acolo este Iisus Hristos în care le dă o experiență extraordinară, o experiență de care altfel nu aveau voie să se lege, care de fapt descoperea pe Dumnezeu și zice Scriptura acolo, au lăsat totul și n-aș intra mult în detaliul acesta, pentru că Dumnezeu ne cheamă în zilele noastre la o predare totală, nu un creștinism plin de tabieturi și plin de vicii și plin de tot felul de lucruri care îți confort pentru firea pământească, ci vorba de o predare totală în El și în Duhul Sfânt. Și zice Scriptura, au lăsat totul și s-au dus după El. Era doar începutul. Și Iisus Hristos i-a luat și a început să umble cu ei. Și prin Hristos au văzut minuni, au auzit mesaje, și au fost instruiți de Dumnezeu după aceea ca Dumnezeu să-i poată folosi. Iar asta orice creștin care este în postura de consumator. Nu de ucenic. De consumator. Este într-o postură care câteodată nici nu știu cum să o interpretez. Și după ce ia Domnul Iisus Hristos și începe să-i prelucreze, trec acolo 3 ani și jumătate, îi prelucrează în toată perioada aceasta și după aceea el trebuie să plece. Și vorbește în Evanghelia după Ioan. Evanghelistul Ioan este cel care se ocupă să ne descrie discuția profundă care a fost între Iisus și ucenicii lui. Ei erau Biserica lui Hristos și urmau ca ei după aceea să se manifeste ca Biserica lui Hristos. Dar bineînțeles că ei trebuiau să înțeleagă foarte clar ce spune Hristos. Și dacă citim textele care vorbesc despre Duhul Sfânt, veți vedea că toate textele acelea vorbesc despre un Duh Sfânt care, de fapt, este în aceeași postură, ascultați-mă cu atenție, ca și Hristos. Și asta sunt unii care nu înțeleg pentru că au asimilat informațiile teologice sau informațiile religioase prin sistemul religios în care s-au născut. Baptiștii ca baptiștii, pentecostalii ca pentecostalii. Și din sistemul de gândire pe care l-am moștenit, punem întrebarea, tu ai Duhul sau n-ai Duhul? Dar Duhul nu se postează într-un statut de slujitor, chiar dacă slujește, ci el se postează într-un statut de coordonator. Eu sunt cel coordonat, nu Duhul Sfânt. Și atunci e foarte important, dincolo de așezarea pe care trebuie să fie cea corectă, este acel mod de viață în care el, coordonatorul, îmi vorbește și eu sunt cel disponibil. Luați exemplul pompierilor, dacă vreți. Un pompier să dea Domnul, să nu lucreze o lună întreagă. Dar e plătit pentru disponibilitate. În momentul în care se aude sirena, el trebuie să ridice în momentul ăla, că e meci, că nu-i meci, că nu știu ce, el se ridică în momentul ăla și se duce și face ce trebuie să facă. Și atunci, când vorbim despre Duhul Sfânt, când vorbim despre Dumnezeu, când vorbim despre Iisus Hristos peste biserică, e foarte important să existe această realitate a mea, a ta, a vechierii. Nu fiecare zi este o experiență cu Domnul. Dar când Duhul Sfânt vorbește, trebuie să fiu acolo. Să vă dau câteva exemple. Poporul Israel a plecat prin pustie, împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu a făcut chemarea și chemarea pe care o face Dumnezeu e foarte importantă, să-ți auzi chemare, să auzi ce chemare are Dumnezeu pentru tine, e foarte, foarte important. Dar bineînțeles că e foarte important să știi și cum se îndeplinește chemarea respectivă. Nu e suficient doar să-ți auzi chemarea, trebuie să știi și cum și când. Și Dumnezeu îi bagă în călătoria aceasta spre Canaan, doar că această călătorie nu s-a făcut pe dă înainte cu accelerată. Știi chemarea, gata, dă înainte spre Canaan, nu mai contează nimic, nu? Intrarea în Canaan se face în ritmul lui Dumnezeu. Asta e cel mai greu de descoperit, ritmul lui Dumnezeu. Pentru că ritmul lui Dumnezeu înseamnă cel puțin două faze. Să știi să stai,
Ăsta e lucru care, vai, dacă l-ar pricepe creștinii, ar fi extraordinar să știi să stai. Când Duhul nu îți spune clar anumite lucruri, să știi să stai. Dar când Duhul vorbește, trebuie să știi să nu stai. Să nu amâni, să nu le mai lungești și așa mai departe. Să știi să nu stai. Eu și acum am un regret și mi-am promis atunci că în viața vieții mele nu o să mai fac asta. E un bărbat, era mai mare ca mine. Știu unii ca să nu zică că-s gras, zice așa masiv ca dumneavoastră. Și era mai mare ca mine, gras și un taximetrist. Și el a fost foarte bolnav. Și noi am spus despre Domnul, să știți. Nu odată, de câte ori. Mai vine și la biserică. Și era în spital deja. Și Duhul lui Dumnezeu mi-a spus foarte clar într-o anumită zi. Du-te la el. Și vorbește-i. Dar eu fusesem cu o zi înainte la el. Și am vorbit. Și am zis, mă duc mâine. Era după masă când a vorbit Duhul. Și a murit în noapte. Toată mormântarea lui, nu mă lasă, m-am gândit. Dar n-am spus la nimeni, că mi-a fost și mine. Am o întrebare. Și o să vă dau interpretarea mea proprie la întrebare. Ce se întâmplă când pui preț pe organizarea vieții tale? Sau chiar unui biserici. Și nu te rogi, nu mă refer că frații nu se rogă, Doamne ferește, nu va da propovării. Dar nu te rogi și dai pe organizare cât poți de bine și cât știi tu de bine, încercând să le dai de capul și să reușești. Care e problema? Știți care e problema? E pur și simplu păcat. Și o să vă dau un exemplu de analiză de text biblic ca să vedeți la ce mă refer. Avem Marea Trimitere în Matei 28 și vă rog să vă uitați la degetele mele ca să vă explic cel mai ușor. Ai două linii. Începutul discursului lui Hristos și sfârșitul discursului lui Hristos. Și fiți atenți cum sună. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Care e conținutul? Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezând numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și eu iau segmentul meu și fac în felul următor. Bun. Să-i văd tot ce a poruncit Hristos. Hai, mă gândim. Care carte? Ziceți-mi o carte care se ocupă de toate poruncile Domnului Hristos. Eu n-am găsit. Bun. M-am apucat eu să fac munca asta. Și am luat Evanghelia și am zis, nu, îmi fac eu materialul. Și trebuie să știu ce a învățat Iisus Hristos, care sunt poruncile Lui, ca să pot să-mi sistematizez într-un mod original, dacă trebuie, nu nicio problemă. Asta zice Hristos, asta trebuie făcut literalmente. Și m-am apucat să muncesc și așa mai departe. Și acum ar trebui, normal, să mă întâlnesc cu oameni și să îi învăț toată munca pe care am depus-o și să le spun care sunt rezultatele muncii mele. Da? Pentru că asta spune Hristos. Faceți uniți și învățați să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și fac un plan pedagogic în care să îi ajut să memoreze poruncile acestea. Bineînțeles că le dau lista de porunci și le spun așa, vă rog să treceți de cel puțin 2-3 ori prin ea, pentru că aș vrea să vorbim despre ea. Și să discutăm despre aceste porunci, pentru că sunt foarte importante. Și muncesc de cap în cap. Dacă eu fac lucrul ăsta și uit segmentele, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Eu voi fi cu voi toate zilele. Nu doar că am făcut jumătate din lucruri. Dar e foarte posibil să le-ai făcut fără Dumnezeu. Dacă e cineva care umblă fără Dumnezeu la propriu, nu umblă prin relația cu Domnul. Nu umblă prin, cum să vă spun, de pe
dependența de Dumnezeu. Eu personal cred că păcătuiește. Și de ce necredința este ofensă grasă la adresa lui Dumnezeu? Crasă, să spun. La adresa lui Dumnezeu. Pentru că necredința e nerecunoașterea statutului lui Dumnezeu. Și pur și simplu, Dumnezeu nu vrea să existe așa ceva. Și asta e o problemă pe care noi avem oamenii când suntem mai la bine. Nu ne rugăm. Dispare dependența de Dumnezeu. Și de asta e necesar ca Dumnezeu să ne taie variantele. Știți de ce? Ca să se poată așeza El în statutul pe care nu doar că îl merită, trebuie să-l aibă. Și Dumnezeu vede că o face cu prețul suferinței mele. Dar știe că îmi face un bine. Și tot o face. Eu cred că Dumnezeu e sentimentalist. Pentru că iubește. Dar cred că face lucruri care știe că trebuie să le facă pentru că nu se poate altfel. Și atunci se așează ca Dumnezeu. Și mă ajută să înțeleg că e Dumnezeu. Foarte interesant umblarea cu Dumnezeu. Pentru că situațiile pe care le creează Dumnezeu și pentru mine e o imagine așa foarte potrivită. Când zic că Dumnezeu are picior de elefant. La ce mă refer? Așa că te uiți în poze la piciorul de elefant, e așa buretos. El oricum are nevoie să fie cât de cât buretos, pentru că are o greutate mare. Dar nu putea să umble pe cioante. Dar ideea e în felul următor. Și când te uiți la piciorul de elefant, e așa buretos. Dar e mare și unde pune piciorul nu se mai mișcă nimic. Și nu simți nici că te omoară, dar nici că poți să ieși din situația respectivă. Și atunci vin întrebările. Ălea care schimbă. Doamne, ce să fac? Și câteodată cerul tace și eu trebuie mai departe să merg prin credință că Dumnezeu este acolo, dar îl continui și întreb, Doamne, ce să fac? Și de fapt, când se scurge timpul în care nu este răspuns, și de fapt ce se întâmplă? Mă prăbușesc eu, bucată cu bucată. Sunt lucruri care când le vezi în viața altora, parcă le vezi mai bine decât în viața personală. De exemplu, ce am observat este că noi oamenii suntem foarte rezistenți în fața lui Dumnezeu. Foarte rezistenți. Sunt multe exemple pe care le-aș putea da, dar mă gândesc într-un mod special la unul acum cu care am vorbit ieri. E nevoie de iubire. Și spun, să știi că cum te iubește Dumnezeu, nu te iubește nimeni. Vino la Domnul. E vorba de o viață foarte complicată. Vino la Domnul și descoperă că cum te iubește El. Nu te poate iubi nimeni. Sunt căsătorit și din a lui jignită, dacă spun că te căsătorești și tot Domnul rămâne cel mai special. Și nu e nimeni ca Domnul. Nimeni nu poate înlocui pe Domnul. Avem oameni deosebiți în viața noastră. Avem soț, soție. Dar nimeni nu este ca El. Și eu știu lucrurile astea și mă duc și spun și am insistat de multe ori la persoana asta. Intră în Dumnezeu. Intră în ceea ce înseamnă cu adevărat Dumnezeu. Acum e mâinile unui bărbat. Trage de pe el toată dragostea care și-o dorește. Dar el e un om. Și n-are cum să-i ofere lucrurile acestea. Și sunt multe situații în care am observat că noi oamenii știm că trebuie să ne prăbușim înaintea Domnului.
Dar suntem rezistenți. De prostie. Pentru că câteodată mi-e frică. Dar ce se va întâmpla dacă te arunci tu în mâinile lui Dumnezeu? Te abandonezi total. Oare ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla, de exemplu, dacă nu faci nimic? Și zici, Doamne, dacă voi face, voi face ce zici Tu. Dacă nu, nu. Nu să fac nimic. Și să stai înaintea Lui și să zici, Doamne, toate sunt mâinile Tale. Ce credeți că se întâmplă? Vă chem în această dimineață să vă predați inima și personal, și ca biserică. Ascultați-mă, vă rog, cu multă atenție și cu seriozitate. Să vă predați inima în totalitate lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Domn peste biserica aceasta. Este Domn peste biserica aceasta. Lucrurile n-au scăpat de sub control, sub nicio formă. Și Dumnezeu vă va arăta mai departe cine este El. Hai să vă dau un exemplu din cartea Iov, care nu știu cum ați reacționat să fiți dumneavoastră prin El. Zice Iov, sunt oameni în societate care nu ne-aș fi pus nici să-mi tragă carne, nici la munca cea mai de jos din curtea mea, nu l-aș fi pus să muncească. Și zice, acum oamenii ăia râd de mine. Altă dată, zice, mergeam în piață, acolo era centrul comunității și zice, când mă duceam în piață și bătrânii se ridicau în picioare. Când vorbeam, se făcea tăcere. Și l-am ascultat cu respect. Acum, nu dă nimeni doi bani pe mine. Și întrebarea este, ce-ți vine să faci ca om? Când vezi că poate altă dată oameni de nimic pentru tine. Nu dau doi bani pe tine astăzi. Îți vine să ai? Și soluția nu este asta. Soluția este acceptarea realității îngăduite de Dumnezeu. Soluția este să stăm înaintea lui Dumnezeu. Este o poezie care nu o găsesc. Este prima mea poezie care am învățat în viața asta. Am spus-o cu mare emoție. Nu știu dacă eu am învățat cu mare emoție biserica noastră, că vine, apar, n-am. Eu știu că am spus cu mare emoție când am spus-o prima dată în biserică, eram și la balcon când am spus-o, m-am bucurat că la balcon, că nu mă vede, nu mă văd toți. Și poezia era, cine seamănă cu lacrimi, va se cera cu cântări de bucurie. E un alt verset care, vedeți, așa de bine le știm pe textele astea, dar ele trebuie trăite. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. O dramă în care sincer, mi se pare foarte mare dramă. Este să treci printr-o încercare și să nu vezi nimic din ea. Ați auzit oameni care au spus am învins cancerul! Ați auzit? O ținut dietă? Au învins cancerul, frați și surori! Și nu l-au descoperit pe Dumnezeu. Dar versetul e foarte real. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. În schimb, când te uiți la cei mândri, de exemplu, că și aici e un pericol, poți să citești Psalmul 73. Bă, le merge bine. Ce își propun? Se întâmplă. Era, am fost la un dat cu frate, un prieten, practic, misionar, în
sudul țării. Și zice, mi-e așa de ciudă. Noi suntem acolo într-o zonă, zice, unde alfabetizăm copii de romi, într-un mod special, dar îi alfabetizăm, muncii pentru ei. Nu sunt la școală, bineînțeles, dar caută să-i bage în sistem și să învețe și să-i recupereze și așa mai departe. Și simți că așa, încet, încet progresezi. Te ții de capul lor și zice, faci așa un an de muncă și după aceea vine în august unul așa cu BMW, unul din de-ai lor, așa, dar de-astea, de 20 ani mai mare. Și vine cu BMW-ul și tot așa în jur, wow! Știi? Și ei vor. Cum ai făcut? Fără școală. Te duci în străinătate și există un catalog, dacă vrei, de instrucțiuni. Da? Și zice, mi-e așa de ciudă că toată munca aia care depunem, am să zice că dispar așa în câteva secunde, cum vine unul cu BMW-ul. Și zice, Psalmul 73, măi, oamenii ăștia au și bani, au putere, ei știu ce vor. Ei nu umblă cu Dumnezeu, dar știu ce vor. Îs paroliști, oameni hotărâți, cu capul pe umeri, fac ceea ce își propun, nu interesează voia Domnului să stai, ce să stai în poșul rugăciune, a ta voia Domnului. Pun mâna acolo, fac ce trebuie să facă și bă, să fericiți oamenii ăștia, mă. Și zice psalmistul, se vede tensiunea din Psalmul 73. Că trezirea, știți unde e? Trezirea îi când intră în casa Domnului și zice am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Și chiar povesteam cu Dina ieri că imaginați așa cât de groaznic trebuie să fie pentru un om, că de exemplu, care trăiește lumea asta și știi, învârte tot felul de lucruri, nu intrăm în detalii, învârte tot felul de lucruri, are relații, prieteni peste tot, la diverse niveluri și se duce, face chestii așa, tot felul, știi? Bă, merge, mă, și adevărat că de la o anumită vârstă, că deja ai căpătat relații și în spital, și în poliție, și peste tot, e așa o senzație de bine, așa o senzație de control. Sincer, voi nu știți încă, da? E o senzație așa de control, o senzație frumoasă, știi? Pe oriunde intri, te recunoaște cineva, da? Ieri a fost un eveniment în parc și, da, e așa onoare, știi, un fel, cel care e pastor acolo, omul principal, vine la mine, Timotei, și mă îmbrățișează, știi? Am toată lumea vede, uite, băi, știi, uite, pe mine mă recunoaște, știi? E așa o senzație ca om care poate să fie plăcută. Zici, bă, uite, bă, ce fain, știi, te simți așa în control. Dar vă puteți imagina că un astfel de om ajunge înaintea lui Dumnezeu și nu mai e nimic? Și să stai cu groază în fața unui iad care te primește și nu mai ai nicio variantă, pentru că soarta de la urma celor răi nu e, de fapt, o soartă bună? Modul am dat o tensiune între mine și niște colegi. De exemplu, legat de căsătorie. Eu m-am pus foarte mult pe post și pe rugăciune. Și eu am crezut din toată inima că Dumnezeu poate să-mi descopere va descoperi El, prin metodele Lui. Bine, mă rugam, Doamne, fii sigur că îmi dau seama, că tot mâineam, cum mâine, te auzeam pe alții. Când am văzut, cum îți dai seama? E așa complicat, mi se părea. Deci, Doamne, eu mă cred în Tine și vorbeam cu Domnul, era prietenul meu, ce să zic, umblam cu El și mă rugam și îmi vărsam inima înaintea Lui și... Dar alții nu făceau asta. Aveau prietene deja, deci ei s-au descurcat, nu... Nu-i greu, până la urmă, da? Vorbești cu o fată, întreb dacă vrea și ea vrea și... Nu, cine nu vrea și... Mă, să fii pieptăna și îmbrăcat, să nu miroși, da? Știi, eu... Ei aveau prieteni deja și au venit la mine și m-au luat... Păi, dar... Tu ai senzația așa că pică din cer, deja mă gândeam că îmi dă Dumnezeu parașutistă, Dumnezeu ar fi așa cu parașuta pe un avion. Și ai... Dar crezut, vă spun sincer, aveam pace și am zis... Da, dacă Dumnezeu vrea, va intra pe geam dacă trebuie, că așa m-a întrebat. Crezi că va intra pe geam? Chiar m-am gândit, oare cum e să intre pe geam, da? Chiar am crezut și am zis... Da, eu cred din toată inima că Dumnezeu va lucra în privința aceasta. Unul dintre cei care m-au luat la rost un acest descurcăreț e divorțat astăzi. Altul dintre ei e băgat în politică. M-am întâlnit cu el. Știi, sunt oameni care simt așa nefericirea vieții care are. Adică goliciune spirituală.
povestea roz a lor, astăzi nu e așa roz. Pentru că au ales omenește. Și au mers omenește. Și de asta, chiar dacă sunt situații prezente, aparent jignitoare sau urgente, sau, cum să vă spun, disconfortabile. Cum am zis de Iov, că nu, ai fost prețuit și uite, acum nu ești prețuit. Și zine să faci ceva să fii prețuit. Cel mai bun lucru, vă spun un lucru care e, de fapt, foarte greu de făcut, dar trebuie făcut. Zice Domnul Iisus Hristos, Doamne, Tată, dar îndepărtează de la mine paharul acesta. Dacă se poate. Totuși facă-se nu cu voie, ci cu voie și tu. Și dați-mi și la ce mă refer, ce e greu de făcut. Să iei paharul Domnului. Și știi că e mare, ăla. Ascultați-mă cu atenție, dar pentru că e al Domnului. Să-l bei până la fund. Să-l bei până la fund. Pentru că e al Domnului. Adică să accepți voia Lui, indiferent care este. Să o accepți. Chiar dacă ți-e greu, chiar dacă e contra naturii tale, chiar dacă e contra temperamentului tău, chiar dacă e contra stilului tău de viață, chiar dacă e contra la multe alte lucruri care de fapt sunt o piedică pentru acceptarea acelui lucru. Să-l bei până la fund. Pentru că e voia lui Dumnezeu. Și să zici, Doamne, indiferent ce pahar îmi dai, eu îl beau. Îl beau. Eu am învățat pe calea grea. Și cu aceea închei cu o imagine simplă. Am învățat pe calea grea ce înseamnă versetul din Ieremia. M-ai înduplecat, Doamne. Dar este o parte a doua acolo care eu eram în ecaz atunci când mi-a dat Dumnezeu versetul ăla. Și eram singur acasă. Și Dumnezeu când mi-a dat, am plâns. Am plâns mult atunci. Zice versetul, m-ai înduplecat, Doamne. Și m-am lăsat înduplecat. Și în momentul ăla, mi-am deschis mâinile. Eram păstor, eram într-o situație dificilă. Mi-am deschis mâinile și am zis, Doamne, așa sigur la sfârșit de tal. Și imaginea cu care vreau să încheie este imaginea jugului. Jugul are așa un pătrat. În care vita trebuia să-și bage capul. Era pătrat pentru că era mai îngust decât lățimea capului. Deci nu puteai după ce-ți bagi capul să-ți scoți. Eu am simțit jugul ăsta pe viața mea. Dar am observat că cel mai bun lucru pe care trebuie să-l fac și să învăț să-l fac este când, știi, te-a pus Dumnezeu în jugul Lui. Și Biserica Biruință, în jugul lui Hristos. Cel mai bun lucru pe care trebuie să-l faci este să zici, sunt aici. Sunt în jug. Doamne, e de aici, în spate. Doamne, spune-mi unde să mă duc. Să-mi pun numerii în marginea pătratului și să încep să împing. Dar realitatea este că au fost momente în care m-am oprit. Pentru că Dumnezeu mi-a zis, te rog să mergi. Și m-am oprit. Și m-am întors și am zis, de ce, Doamne, că nu înțeleg. Și Iisus Hristos mi-a spus, du-te. Și am cedat. Și m-am dus. Chiar dacă n-am înțeles perfect. Iar jugul lui Hristos pe umeri, zice Scriptura. Și este un vers, Scriptura cântarea. Și este un vers în cântarea aia care vi se potrivește ca biserică. Mulți au stat cu el la mese. Dar prea puțin
au tras la joc. Când o biserică merge bine, se și aglomerează. Pentru că e așa de fain să mergi într-o biserică care merge bine. Și Dumnezeu vine și zice, fii credincios. Indiferent de circunstanță. Pentru că Dumnezeu va răsplăti nu talentele, ci credincioșia. Fii credincios. Până la capăt. Și vei vedea, vei vedea